În România, 70% dintre copii utilizează internetul în fiecare zi, conform unui studiu realizat de Europe Kids Online. Rezultatele au arătat că folosirea excesivă a internetului conduce nu doar la lipsa somnului sau neglijarea educației. Problemele semnalate cel mai des vizează hărțuirea și abuzul pe internet, sub toate formele sale. Agresiunea verbală, calomnierea, furtul de date personale sau infectarea calculatorului cu virus. Cred că am putea vorbi de două tabere în privința rezultatelor studiilor făcute în ultimii ani. Cei care, din dorința de a-și vinde foarte mult gadgeturile și toată tehnologia, promovează ideea că un copil la vârste foarte mici, utilizând astfel de tehnologii, reușește mult mai repede să învețe anumite concepte, iar în cealaltă tabără, firește, sunt cei care amendează destul de puternic întâlnirea copilului și petrecerea unui număr mare de ore în fața unui calculator. Deși internetul a devenit una dintre cele mai importante surse de informații, utilizarea necontrolată poate avea un impact negativ asupra performanțelor adolescenților, dar și alte consecințe nefaste. Părerile românilor sunt însă împărțite în ceea ce privește siguranța pe internet. Cât de des folosești internetul? Nu, în fiecare zi. Și ești conștient că te expui la anumite riscuri? Nu. Foarte des, zi de zi, clipă de clipă, internet, telefon, pe calculator, orice. Sunteți conștientă că vă puteți expune la anumite riscuri, acela de a fi hărțuit sau calculatorul sau telefonul să fie infectate cu virus? Da, clar, este posibilitatea, da. Vi le protejați într-un anumit mod? Antivirus, normal, ca tot omul și atât. Vi s-a întâmplat până acum să fiți hărțuit de către o altă persoană pe un site de socializare, spre exemplu? Nu mi s-a întâmplat. Ați dat datele personale vreodată pe internet cuiva? Nu le dau. Chiar dacă mi se cer de altcineva, mai bine telefonic sau față în față decât pe internet. Pentru a evita astfel de situații, Poliția Română recomandă utilizatorilor să acorde o atenție sporită cui dau accept pe site-urile de socializare și să nu ofere persoanelor întâlnite pe internet informații personale. De asemenea, este foarte important ca parola de la e-mailul personal să nu fie dezvăluită altor persoane în afară de părinți.